Agenda. Fie că alegem stickere de diferite culori, agende datate sau aplicații de telefon, cu toții încercăm să notăm lucruri importante pe care nu trebuie să le uităm. O agendă este un ansamblu de instrumente cu ajutorul cărora timpul poate fi mai bine organizat. Agenda digitală poate fi instalată și accesată pe orice dispozitiv. Exemple de agende clasice: agenda celor 52 de zile, agenda săptămânală, agenda pe ore, agenda nedatată, agenda infinită și ecoprietenoasă, agenda Panda Planner, agenda One Line a Day, agenda celor 6 minute, agenda zilnică se întocmește cu o zi înainte sau la începutul fiecarei zile. Poate cuprinde doar două coloane de timp, una pentru realizat și alta pentru propus. La fel ca și agenda contactelor, agenda poate fi actualizată permanent, agenda zilnică. Editorul Word 2019 pune la dispoziție mai multe pagini deja formatate numite șabloane. Dintre șabloanele oferite vom alege agenda întâlnirilor, butonul Create, am deschis o agendă a întâlnirilor deja realizată, deja formatată. Iată și alte modele. În partea stângă, o agendă a profesorului și nu numai, o agendă cu temele săptămânale, iar în partea dreaptă, o agendă atât de utilă în cadrul învățământului online. Dacă alegem să deschidem un document necompletat, interfața aplicației Microsoft Office Word se compune din file atașate elementului panglic. Filele conțin grupuri, iar grupurile conțin butoane. Iată butonul paragraf din grupul paragraf, din fila Home. De exemplu, fila Insert conține butonul Table, care declanșează un meniu cu 6 modalități de creare a unui tabel. Prin metoda 1, am creat un tabel cu 3 coloane și 4 linii. Sesiune de autoevaluare. Realizați o agendă a călătorilor care să conțină pagina pentru alocarea timpului pe activități, pagina cu lunile anului, pagina cu bugetul activităților. Iată cum cerințele vor fi create, asimilate, realizate în filmul următor. Deschidem aplicația Microsoft Word. Document necompletat. Pentru dimensiunea paginii alege A5, formatul A5. Reglăm lupa cu care privim pagina. Area de lucru, cu butonul Insert alegem să edităm un text artistic. Pentru acest text artistic,
vom alege aspectul monotype cursiva. În continuare vom insera un tabel. Cu dublu clic, alegem locul în care vom insera tabelul. Insert table, iată matrix-ul, alegem 6 linii și 2 coloane. Mini tabelul din partea din stânga sus permite deplasarea tabelului, iar cel din partea dreaptă de jos, redimensionarea acestuia. Am inserat încă o linie cu insert below, apoi am revenit la comanda insert above. Și tot din zona aceasta de laborator, din fila layout, alegem comanda merge cells, adică fuziune celule, pentru ca primele două celule să creeze un spațiu generos pentru textul nostru. Iată, primele două celule au fuzionat. Selectăm tot tabelul, este posibil așa ceva, cu ajutorul mini-tabelului, ancoră din partea din stânga sus. Selectăm tot tabelul, pentru text alegem dimensiunea 18, aspectul calibri, culoarea bleu marin. Completăm datele cerute. Putem regla lățimea coloanelor acționând direct pe acestea în interiorul tabelului sau în exterior cu ajutorul riglei orizontale. Din nou, din fila layout, din fila aspect, am ales operația merge cells, fuziune celule. Și iarăși merge cells. Și repetăm pentru ultima oară operația de fuziune celule. Ne apropiem de final, nu înainte însă de a insera pentru pagina noastră un fundal, reglajele continuă. Iată din fila design, butonul Page Color, opțiunea Fill Effects, adică efecte de umplere, va aduce în fața noastră o fereastră cu 4 posibilități de colorare a paginii, folosind diferite șabloane. Alegem o imagine pentru fundalul paginii noastre, o imagine căutată online, cu cheia de căutare, cuvântul leaf, care în limba engleză reprezintă noțiunea de frunză. Suntem în galeria Creative Commons și dintre toate imaginile propuse, o vom alege pe aceasta. Ok, observăm că avem la dispoziție, pe lângă imagini, șabloane, texturi și gradient. Un gradient în două sau oricâte culori am dori pentru fundalul de pagină. În continuare, alegem un template, un șablon pentru întregul tabel. Iată, spre exemplu, butonul umbră schimbă fundalul celulei și dacă alegem opțiunea No Color, fundalul celulei este transparent. Vrem să exersăm și acest lucru și pentru detaliile de cazare, fundalul celulei rămâne transparent. În rest, alegem culori, culoarea gri, culoarea vernil, sau culoarea roz.
Continuați cu pagina prototip pentru lunile anului. Continuați cu pagina prototip pentru bugetul activităților. Iar la final, realizați o agenda a elevului care să îndeplinească următoarele cerințe. Formatul A5, text formatat într-o anumită ordine. Iată, filmul nostru prezintă operațiile efectuate în ordine inversă, de la rezultatul final către începutul realizării sarcinii de lucru. Vă mulțumesc!